Peștele spadă, din fericire, se găsește destul de prin toate magazinele de specialitate. Este un pește foarte, foarte gustos. Vă recomand să-l consumați de câte ori aveți ocazia. Astăzi vom prepara, nostru va fi un preparat relativ simplu. O să începem cu peștele care o să-l facem în prima fază pe grătar. O să vedeți de ce spun în prima fază, pentru că vom continua coacerea în cuptor. Iar pentru garnitură avem nevoie tot de roșii sherry, ceapă roșie, măsline cu sâmbure, folosesc eu măsline Kalamata și un pic de lămâie. E simplu, este un preparat cu iz mediteranean, îl poate realiza oricine acasă în bucătăria proprie. Pentru început o să punem fileul de pește pe grătar și lăsăm timp de 7-8 minute. Între timp o să pregătim legumele pentru garnitură. Tăiem roșiile sherry în două. Ceapa roșie. O tăiem peștișori. Sunt suficiente. O ceapă jumate sau două potrivite. Așa. O să punem o tigaie la încins. Un pic de ulei de măsline. Și vom pune legumele în tigaie pentru 5-6 minute. Adăugăm și circa 50 de grame de măsline. Zeama de la o jumătate de lămâie. Atât suficient. Și evident sare de mare. Între timp, fileul nostru o să trebuiască întors. Așa. Da, uitați ce dungi frumoase a căpătat. Legumele încep și ele să se gătească. Pentru acest preparat o să trebuiască să folosim și cuptorul. Eu aici am un cuptor profesional, dar puteți folosi foarte bine cuptorul de acasă. Eu l-am reglat la 200 de grade. Pentru cei care nu au cuptoare cu reglaj, la foc mare este bine, timp de 10 minute. Luăm fileul, îl desprindem ușor, îl așezăm într-o tavă. Legumele care s-au sotat le punem alături. Și introducem tava la cuptor pentru 15 minute la o temperatură de 200 de grade. Cum a ieșit fileul de pește spadă la cuptor, vedeți sâmbătă de la ora 12 la emisiunea Primii Pași.